Ceea ce am să vă spun nu este o poveste, ci este o realitate, dar o realitate tristă. De când eram copil, eram o temătoare de Dumnezeu și doream foarte mult să-L văd pe Dumnezeu. Deși eram în biserica ortodoxă, eram rugativă și toate rugăciunile mele erau îndeplinite de Dumnezeu și când am ajuns la vârsta căsătoriei, am cerut soțul de la Dumnezeu. Și dau slavă lui Dumnezeu pentru că El a știut ce să-mi dăruiască. Și pentru că sunt aici tineri și tinere, sfatul meu este că atunci când vă căsătoriți și vine vremea căsătoriei, să cereți soțul sau soția de la Dumnezeu, pentru că întotdeauna El știe să dăruiască fiecăruia ceea ce crede El pentru noi. Glorie Lui pentru aceasta. Și dau slavă Dumnezeu că într-adevăr El a știut ce să-mi dăruiască și anul acesta am împlinit 30 de ani de căsătorie și dăm slavă Dumnezeu pentru aceasta. După ce ne-am căsătorit, ca orice femeie, mi-am dorit un copil. Dar am constatat că eu nu pot avea copii și de data aceasta n-am mai apelat la Dumnezeu, ci am apelat la oameni, la doctori. Și fiecare doctor îmi spunea că eu nu voi avea niciodată copii și să mă răsemnez cu gândul acesta, dar după 4 ani jumate, doctorița care mă trata îmi spunea, știi, doamna Tulbure, că noi nu mai putem face nimic, există un medic mai mare și acela este Dumnezeu. Pune-ți nădejdea și încrederea în Dumnezeu și eu cred că dacă te rogi, Dumnezeu îți va da ceea ce tu dorești așa de mult. Și într-adevăr, m-am rugat lui Dumnezeu, dar făcând o juruință. Doamne, dacă îmi dai și mie măcar un copil, am să fac voia Ta, am să mă întorc la Tine și am să mă pocăiesc. Și Dumnezeu ne-a îndeplinit dorința, ne-a dorit o fiică care are 25 de ani, este căsătorită și mai mult ca atât, îl slujește pe Dumnezeu împreună cu soțul ei și fac un seminar teologic ca să cunoască mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Și pe noi ne bucură aceasta. După ce am născut-o, am început să caut casa lui Dumnezeu și pentru că am mers pentru prima dată într-o biserică baptistă, m-am așezat în colț ca să nu mă vadă și să nu mă recunoască nimeni, pentru că lucram la Institutul Politehnic din Timișoara și noastră care ați venit de acolo știți că pe vremea lui Ceaușescu nu se putea pocăi cineva care lucra în învățământul superior. Și ca să nu mă recunoască nimeni, m-am așezat acolo, dar pastorul care vorbea de la amvon și-a îndreptat mâna spre mine și a spus, eu ți-am dat ceea ce tu mi-ai cerut, dar tu, când îmi vei preda viața ta mie așa cum mi-ai promis? Nu mă cunoștea nimeni decât Dumnezeu. Și Dumnezeu îmi cunoștea taina inimii mele și mi-a descoperit-o și atunci am zis, Doamne, acum vreau să Te urmez. Te rog, Doamne, dă-mi puterea aceasta. Dar, pentru că aveam funcția aceea la institut și nu puteam să merg să caut casa lui Dumnezeu așa des, mergeam mai rar, dar de fiecare dată, pastorii pe care nu-i știam, nu-i cunoșteam, toți aveau ce aveau cu mine și își îndreptau mâna spre mine și zicea, eu ți-am dat ceea ce tu mi-ai cerut, dar tu. Și întotdeauna spuneam, Doamne, acum. Și așa au durat 4 ani și jumătate și eu am rămas rece și mi-am văzut mai departe de viața mea. Dar când am plinit fiica noastră 4 ani și 10 luni, Dumnezeu a zis, gata, destul. Cum lucram la biroul meu și scriam, era ora 12 ziua, așa, dintr-o dată m-am văzut într-o vedenie, nu știam pe atunci ce sunt aceste vedenii, așa cum ne vedem într-o oglindă, m-am văzut toată îmbrăcată în gips și o voce puternică la urechea stângă a venit și mi-a spus, aceasta te va aștepta pentru că mi-ai promis că te întorci la mine și nu te-ai întors. Mi-a fost teamă, m-am îngrozit, dar mi-am adus aminte că aveam o verișoară credincioasă și am chemat-o
I-am spus ceea ce am auzit și ce am văzut și am întrebat-o ce trebuie să fac. Mi-a spus, știi, noi avem astăzi biserică, vino și predă-ți viața în mâna lui Dumnezeu ca nu cumva să ți se întâmple ceea ce Dumnezeu ți-a arătat. În același timp au venit două voci, vocea Domnului care îmi spuneau, întoarce-te la mine, pentru că eu te voi binecuvânta și nu se va înrâde nimeni de tine. Iar cealaltă era vocea diavolului care spunea, păi tu nu poți să te pocăiești, pentru că ai doar 30 de ani, tu trebuie să trăiești viața, îți pierzi slujba, tu nu vezi ce funcție ai, ți-o pierzi, se râde lumea de tine, se râde de rectorul, te dă afară din serviciu, nu mai ai o coajă de pâine și să mănânci, se râde soțul tău de tine, neamurile, toată lumea. Și totuși, uitându-mă pe foaia de agendă, am văzut că de la orele 18 la 20 aveam ședință și nu puteam să merg la biserică. Pentru că așa le pregătește diavolul ca să nu mergem în casa lui Dumnezeu. Tot felul de piedici el pune numai ca să nu mergem în casa lui Dumnezeu, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Și i-am promis, voi veni cu tine în joia următoare. Dar între timp a murit bunica și pentru că eu m-am născut în Lipova, în județul Arad, dar locuim în Timișoara, a trebuit să plecăm de la Timișoara spre Lipova și la circa 40 de kilometri am avut un tragic accident de mașină. Soțul era la volanul mașinii, eu eram pe scaunul din față, din dreapta, cu Simona, care avea 4 ani și 10 luni în brațele mele. Am avut explozie la roata din față, din dreapta, aruncându-ne în stânga șoselei, izbindu-ne de toți copacii întâlniți în cale și de trei ori în șanț peste cap. Mașina a fost făcută ca un acordeon. Toți care au văzut mașina au spus că suntem morți, dar slăviți să fie Dumnezeu că toți suntem vii, dar vii pentru Hristos. Glorie lui Dumnezeu! Și soțul a fost lovit la cap, 4 vertebre din coloană fracturate. Și, în schimb, eu am fost cel mai grav. Pe mine m-a aruncat de pe scaunul din față pe cel din spate, cu capul și cu nasul am spart parbrizul din spate, nasul mi-a fost tăiat în două, gâtul mi-a fost rupt, de la umeri în jos am fost complet paralizată, fractură de bazin, iar piciorul drept, călcâiul era în locul degetelor, degetele în locul călcâiului, emoragie internă și externă, dar nu mi-am pierdut conștiința. Eram tot timpul conștientă și știam tot ce se întâmpla în jurul meu. Capul flendăra așa, într-un singur nerv, și când s-a adunat multă lume la locul accidentului, am spus să mă scoată din mașină, să mă pună pe marginea șanțului, pentru că știam că era rupt osul grumazului. Și când m-au așezat acolo, fiecare din noi, dragii mei, fie că suntem pocăiți sau nu, vom avea remușcări, că vom muri, dar n-am făcut nimic pentru Dumnezeu. Sau am făcut prea puțin. Când m-au așezat acolo, aveam aceste remușcări, că eu puteam să mă împac cu Dumnezeu, dar nu m-am împăcat. Și Dumnezeu mi-a arătat iadul. N-aș vrea să vă sperii în seara aceasta, dar să știți că iadul este o realitate și aș vrea să vă spun că am pus de multe ori întrebarea la noi în țară, dacă are curajul cineva să ridice o mână sus care vrea să ajungă în iad, și să știți că mulți au ridicat mâna. Dar eu zic, ferească Dumnezeu de cel care ajunge acolo. Cât vedem cu ochii aceștia carnali, am văzut un foc imens, așa cum vedem erupția unui vulcan. Așa am văzut eu flăcările de foc cu oameni, mulțime de oameni, care unii urcau, iar alții coborau și toți strigau după ajutor și după apă. Și pentru că diavolul este tatăl minciunii și nu este nici cu coarne, nici cu coadă, ci este îmbrăcat în negru, am văzut cum lua furtune de apă și arunca jeturile de apă spre oamenii aceia și ei lacom mergeau și mușcau din apă, dar totul se transforma în flăcări de foc. M-a apucat teama
și groază. Și iadul acesta este făcut nu pentru o zi, două, ci pentru o veșnicie întreagă. Și atunci m-am îngrozit și din nou vocea lui Dumnezeu, foarte aspră, a venit și mi-a spus, acolo ți este locul tău, pentru că acolo ți l-ai pregătit și acolo te duc faptele tale. În momentul când mi-a spus că acolo mă duc faptele mele, așa cum vedem un film derulându-se pe un ecran, mi-am văzut filmul vieții mele de la vârsta de când eram un copil până la vârsta de 30 de ani, înregistrate cu secundă, minut, oră, ziua, lună și an. Și cu tot ceea ce facem pe pământul acesta și cu ziua de astăzi ne vom întâlni atunci. Cu tot ce facem, noi uităm, dar computerul lui Dumnezeu nu uită nimic. Și tot mă întrebam, Doamne, dar când am mai făcut-o pe aia, când am făcut-o pe aia altă, Doamne, dar când? Și erau înregistrate și m-am îngrozit, dragii mei, pentru că, într-adevăr, locul meu a fost acolo. Spre iad mă duceau faptele mele. Și atunci n-am ținut cont de lumea adunată la locul accidentului și am început să strig. Și am zis, Doamne Dumnezeule, te rog salvează-mă și dacă Tu mă vei salva, am să mă duc să spun lumii întregi că Tu existi și că există iad și să n-ajungă nimeni în locul acesta de chin. Și slăvit să fie Dumnezeu că astăzi ne aflăm aici, ca să vă spunem că Dumnezeu vă iubește. Să vă aducem această veste bună, că Dumnezeu vă vrea cu gelozie. Apoi Dumnezeu a pregătit o mașină, ne-a transportat înapoi la Timișoara. Primul lucru mi-a pus un aparat de extensie, dar cu ele acelea care trebuiau înfiletate în cap, a trebuit să le bată pe viu, fără nicio anestezie, cu ciocanul. Așa cum batem noi un cui într-o scândură și cum doctorul bătea acele cuieși de o parte și de alta cu ciocanul și aveam dureri îngrozitoare, atunci mi-am adus aminte de suferințele Domnului Iisus, cum El a trebuit să moară pe lemnul crucii pentru răscumpărarea păcatelor mele, a dumneavoastră și a lumii întregi. Doctorul bătea și mă rugam și spuneam, Doamne Iisuse, știu că sunt cea mai păcătoasă ființă din lume, dar știu că Tu ai murit și în locul meu. Te rog, iartă-mă, primește-mă la Tine, Doamne. Te rog, salvează-mă nu pentru mine, ci pentru fetița pe care Tu ne-ai dăruit-o. Apoi l-am întrebat pe doctor dacă mai am vreo șansă de scăpare, la care mi-a spus că 4 sau 7 zile cel mult, mai mult de atât nici într-un caz. Din punct de vedere omenesc și medical, doctor avea dreptate, pentru că eu eram învăluită într-o poșghiță de sânge, nimeni nu mai putea să mă curețe sau să-mi facă ceva și aceea a început să putrezească și eu miroseam a hoit, a cadavru viu. Nu se știa că sunt ființă omenească sau ce sunt, abia să mai cunoștea orbita ochilor, a nasului, a gurii, dar singura care mă mângâia era fiica noastră, care încă nu avea 5 anișori. Trebuia să o aducă soțul meu la patul meu acolo în spital și când mă vedeam, spunea, mămica mea, tu ești cea mai frumoasă din lume. Tu trebuie să lupți să trăiești pentru mine. Eu mă rog, Domnul Iisus, și eu știu că El mă va asculta. Te rog să te lupți, mămica mea. Și îmi dădea atâta curaj, îmi dădea atâta putere și atâta forță ca să lupt. Dar, dragii mei, în ziua 8-a, când a venit doctorul și a spus că în ziua aceea urma să mor, s-a întâmplat lucru cel mai minunat din viața mea, pe care nu vreau să-l uit niciodată. Am întrebat cât este ora și mi s-a spus că este ora 12. Și când mi s-a spus că este ora 12, am văzut apărând la capătul patului meu pe Domnul Iisus ca persoană fizică, slăvit să fie El. Când l-am văzut, eu muribunda, am început să stric cu ultimele mele puteri și am zis, Doamne Iisuse, Tu ai venit la patul meu, la patul unui
păcătoase cum sunt eu. Doamne, dar eu nu merit lucrul acesta. Tu ai părăsit slava cerească pentru mine? Toți cei care erau în salon, pentru că eram în salon de reanimare și soțul meu stătea lângă mine 24 de ore din 24, auzeau ceea ce eu vorbeam, dar ei nu vedeau nimic. Și spune, nu, acum îl vede pe Dumnezeu și va muri. Am dorit, cum v-am spus de la început, să-L văd pe Domnul Iisus, să-L văd pe Dumnezeu, dar a trebuit să plătesc un preț ca să-L văd. Pentru că de multe ori noi cerem multe lucruri de la Dumnezeu, dar nu știm ce cerem și nu știm cu ce preț vom plăti ca să putem să realizăm ceea ce noi cerem de la Dumnezeu. De aceea trebuie să cerem orice cu înțelepciune și după voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus să ne ajute să știm ce să cerem. Apoi, Domnul Iisus era îmbrăcat într-o haină lungă albă, sclipitoare, că nu te puteai uita la haina aceea. Era încins la mijlocul o curea, avea mâinile întinse cum le-a avut pe lemnul crucii și aici, la încheietura mâinii, era o gaură cu șuvițele de sânge și de o parte și de alta ca eu să văd că el a fost străpuns și în locul meu. Fruntea era liberă, dar cu semnele din coroana de spin, cu șuvițele de sânge, ca eu să văd că el a fost bajocorit și în locul meu. Ochii îi avea albaștri, cum nu vă pot descrie culoarea lor, atât de frumos. Și Domnul Iisus este atât de frumos, cum nu ne putem noi imagina. Și nu există în cuvinte omenești cât este Domnul Iisus de frumos. Și de la ochiul stâng pornit, până pe tot obrazul avea o imensă lacrimă și am simțit că lacrima aceea era pentru mine și era pentru suferința mea și că El este alături de mine. Și ochii aceia care erau plini de dragoste, plini de milă, plini de bunătate, au rămas străpunși în memoria mea și mereu mă urmăresc. Nu pot să fac niciun pas greșit pentru că ochii aceia mereu mă urmăresc și îl priveam și a stat mult cu mine și apoi a început să se îndepărteze așa încet. Și când nu l-am mai văzut ca persoană fizică, a apărut automat în stânga patului meu ca o umbră. Și tuturor le-am spus, uitați, aici lângă mine este Domnul Iisus. Dați-i și lui să mănânce, este flămând. Este aici lângă mine. Ei nu vedeau pe nimeni decât eu îl vedeam. Și când a văzut doctorul că n-a murit în acele 8 zile, după 2 săptămâni a venit seara la vizită și pentru că eram goală, descoperită, aveam sondă, zice, vreau să văd și picioarele tale cum sunt. Și când s-a uitat la picioarele mele și a văzut piciorul meu drept, că de aici de sus era într-una de umflat și era negru ca îngrenat și era întors, a spus, vai de mine, zice, trebuie să stai piciorul chiar mâine. L-am întrebat, nu se poate să nu mi-l tăiați? Nu. După ce doctorul a plecat, vorbeam cu Domnul Iisus și am spus, Doamne Iisuse, Tu ai auzit ce a spus doctorul? Doare, Tu chiar vei îngădui că eu să rămân o loagă, să rămân fără un picior? Doamne, dar totuși nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Și cum lampa de la patul meu nu se stingea niciodată și tot timpul aveam tubul de oxigen, iar soțul meu era în permanență lângă mine, stătea jos pe targă pentru că n-avea loc în pat, am văzut la ora 3 umbra Domnului Iisus care s-a plecat peste mine și a suflat ca un vâjit de vânt puternic. Și în clipa aceea am simțit din creștetul capului până în vârful picioarelor că explodez și că iau foc și automat lava a sărit la normal și cangrena și umflătura a început să se retragă, deci o vindecare la clipeala ochiului slăvit să fie Dumnezeu, care mai face minuni și în secolul 20. Glorie Lui pentru aceasta! Am strigat de bucurie și toți s-au trezit din salon, toți de la
secția de neurochirurgie de la Spitalul Județean, împreună cu doctorul, cu asistentele de gardă, au venit pentru că s-a făcut mare, mare zarvă și când au venit acolo și au văzut, cu toții au trebuit să recunoască că există Dumnezeu și că Dumnezeu mai face minuni și în secolul 20. Glorie lui Dumnezeu! Dimineața, când a venit doctorul cu toată trupa de doctori, de studenți, de asistente, mi-a spus: domn doctor, veniți și uitați-vă la piciorul meu, pentru că mi-a spus că astăzi trebuie să-mi tăiați piciorul. A desfăcut cu sfială pătura, s-a uitat la piciorul meu și a spus: ce s-a întâmplat? Le-am povestit cele întâmplate și apoi zice: în sfârșit s-a întâmplat minunea pe care o așteptam, pentru că ei așteptau să se întâmple o minune cu mine și glorie Dumnezeu că s-a întâmplat minunea aceasta. Apoi au ieșit afară și după 10 minute, ceea ce vă spun sunt cuvintele doctorului Borzan, care mi-au spus așa: măi fată, dă slavă lui Dumnezeu și mulțumește lui Dumnezeu, pentru că atunci când Dumnezeu operează, nu lasă urme. Și eu astăzi trebuia să-ți fac 3 operații și toate 3 în același timp. Prima, să stai piciorul de tot ca să nu se extindă gangrena. A doua, să stai o coastă. Și a treia, coasta respectivă să o pun aici la osul grumazului ca toată viața să rămâi țapănă. Dar dă slavă lui Dumnezeu și mulțumește lui Dumnezeu, pentru că atunci când El operează, nu lasă urme. Glorie lui Dumnezeu! Apoi, după 3 săptămâni, a venit, mi-a luat jos acel aparat de extensie și mi-a spus: știi ceva? Știu că Dumnezeu te iubește foarte mult, dar trebuie să te punem în gips. Dragii mei, atunci mi-am adus aminte de acea vedenie care mi-a arătat Dumnezeu înainte de a se întâmpla accidentul, pentru că Dumnezeu vorbește omului să se pocăiască când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama, așa cum n-am luat nici eu. În 5 minute, 2 gipsari trebuiau să mă înfășoare în gips până la jumătate, iar soțul să mă ridice în puterea părului ca să nu se rupă din nou gâtul. Și mi-au dat drumul acasă și 3 luni de zile a trebuit să stau cu acel gips. Aveam doar fața, atât era liberă. După 3 luni de zile am început să umble pe picioarele mele sprijinită de soțul meu și când am mers la spitalul de ortopedie și când m-a văzut gipsarul, care nu vroia să mă pună în gips pentru că știa și era conștient că eu voi muri, când m-a văzut că eu umblam pe picioarele mele sprijinită de soțul meu, a spus: tu ești o fantomă sau ești vie? Dar ca omul să se convingă, a venit și m-a ciupit de amândoi obrajii și și-a făcut apoi cruce cu ambele mâini. Ce nu-mi vine să cred că trăiești. Și pentru că era multă lume în sala de așteptare, s-a adresat oamenilor și a spus: vedeți, femeia aceasta a fost moartă, dar Dumnezeu a înviat-o. A avut osul grumazului rupt, dar Dumnezeu l-a sudat. Lumea s-a uitat cu mirare la mine, mi-a luat jos gipsul acela, mi-a făcut radiografie și cu radiografia trebuia să merg la Spitalul Județean. Când am ajuns acolo și am intrat pe ușa cabinetului, pentru că era multă lume înăuntru un cabinet, și când m-a văzut doctorul că eu umblam pe picioare, pentru că 3 luni de zile nu m-a mai văzut, a încremenit la masă. Și a spus: dumneata, umbli? Da. Ia loc. Și apoi, din nou, cu același gest, s-a adresat oamenilor și a spus: vedeți, femeia asta a fost moartă, dar Dumnezeu a înviat-o. A avut osul grumazului rupt, dar Dumnezeu i-l-a sudat. A folosit și unul și celălalt aceleași cuvinte, ca numele lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ei. Glorie lui Dumnezeu pentru aceasta. Apoi, din nou, tot aceeași mână, toată lumea avea ce avea cu mine și își îndrepta mâna spre mine și mi-a spus așa: fii atent la mine, eu nu-ți spun, dar îți poruncesc,
toată viața cât trăiești de acum încolo, să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru că El a făcut vindecare. Eu n-am făcut altceva decât te-am pus în extensie și în gips, dar Dumnezeu te-a vindecat. Dar toată viața ta. Iar soțului meu i-a spus, tu să-i mulțumești lui Dumnezeu că ai soție și mamă la fată. Dar m-ați înțeles toată viața voastră. Și pentru că de 21 de ani sunt în pensie de boală și trebuie să merg periodic la control, cu aceste cuvinte ne întâmpinăm. Tu-i mai mulțumești Dumnezeu sau l-ai uitat, cum au obicei oamenii? Și întotdeauna îi spun, domnul doctor, niciodată eu nu pot să uit binefacerile Dumnezeului meu. Mai mult ca atât, mi-am predat viața în mâna lui Dumnezeu și sunt copilul lui Dumnezeu, iar El îmi este Tată și îi dau slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Și întotdeauna mă felicită pentru că, într-adevăr, sunt oameni care îl slujesc pe Dumnezeu. Și aceasta este una din experiențele minunate care le-a făcut Dumnezeu în viața mea. A doua, în 86, tot așa mergând în misiune prin țară, am ajuns în Cluj și acolo am făcut o criză și a trebuit să fiu dusă de urgență la spital. Și când am ajuns acolo, a trebuit să-mi facă operație de urgență în care trebuia să-mi scoată mai mult de 3/4 din stomac și fieream în două odată. Dacă nu făcea atunci operația, aș fi murit, dar Dumnezeu n-a îngăduit, pentru că trebuia astăzi să fim aici, glorie lui Dumnezeu. Și când mi-a făcut acea operație în timpul a aproape 6 ore, am văzut mâinile Domnului Iisus care a operat și le-am spus doctorilor exact cum s-a întâmplat și în același timp a și vindecat rana și am stat cu 8 tuburi în mine, 8 zile în salonul de reanimare și 2 zile în salon, în total 10 zile și mi-a dat drumul acasă, pentru că Dumnezeu a vrut pe vremea aceea, în 86, să le dovedească și doctorilor din Cluj că există Dumnezeu și Dumnezeu mai face minuni, slăvit să fie Dumnezeu. O a treia experiență, Dumnezeu mi-a încredințat să am o moarte clinică, în care să fiu transportată, după ce mi-am văzut trupul aici jos, să fiu transportată acolo unde a spus Domnul Iisus, eu mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Nu vă pot explica în limbaj omenesc ce frumuseți ne așteaptă acolo și cât de frumos este acolo pentru că nu mai vrei să pleci de acolo. Dar, și aceasta este condiționat, numai cei cu inima curată îl pot vedea pe Dumnezeu și pot să fie acolo în împărăția lui Dumnezeu. Și aș dori, dragii mei, dacă până în seara aceasta, noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, dacă n-am făcut voia Lui, să ne cercetăm pe fiecare, noi să intrăm în interiorul nostru și să ne schimbăm viața și să ne întoarcem cu adevărat la Dumnezeu, pentru că vă spun că nimic întinat și spurcat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Ci în iadul acela pe care Dumnezeu mi l-a arătat și n-aș vrea ca nimeni de aici să ajungă acolo, ci toți, și așa cum suntem acum, să putem să ajungem cu Domnul Iisus acolo unde s-a dus ca să ne pregătească un loc. Când l-am văzut pe Domnul Iisus în mulțimea aceea mare, unde se cânta, eu nu mai vroiam să vin înapoi, dar Domnul a spus, trebuie să te întorci înapoi pe pământ, pentru că nu ți-ai terminat misiunea. Și vă spun că revenirea pe pământ a fost îngrozitor de dureroasă. Întâmpinându-l pe doctor cu mâna lui pe pulsul meu și când eu m-am trezit, am spus, dar de ce m-ați mai adus înapoi? Pentru că e așa de frumos acolo. Dar Dumnezeu a îngăduit aceasta ca să fie o confirmare pentru doctor că, într-adevăr, Dumnezeu ne-a pregătit un loc minunat. Glorie lui Dumnezeu! Apoi Dumnezeu a mai îngăduit
Încă o experiență anul trecut. Am avut un cancer la gât pe glanda tiroidă. N-am mai putut să vorbesc, n-am mai putut să respir. Am mai avut doar puțin de trăit, dar Dumnezeu mi-a scos în cale un medic naturist și mi-a spus: Doamna Tulbure, 99% cu Dumnezeu și 1% cu tratamentul care îl fac eu, te vei vindeca. Dacă nu crezi în puterea lui Dumnezeu, n-are rost să încep tratamentul. 9 luni de zile am făcut un tratament foarte strict și foarte sever și dau slavă lui Dumnezeu că El vindecă și cancerul. Glorie lui Dumnezeu! Dragii mei, dacă Dumnezeu a îngăduit ca să fim în biserica aceasta și vă adunați aici în numele Domnului Iisus, înseamnă că El vă iubește așa de mult și vă vrea cu gelozie pentru El. Nu știu dacă ne vom mai întâlni vreodată, aici jos pe pământ, dar aș dori din tot sufletul meu ca să ne putem întâlni acolo în slavă cu Domnul Iisus și El să ne ajute așa cum suntem acum aici, să ne putem întâlni cu El. Amin.